A încercat să fugă de poliție, dar nu a reușit. În urma unei acțiuni organizate de polițiști, atât în oraș cât și în zonele din apropierea Iașului, oamenii legii au găsit un tânăr de 22 de ani din Vaslui, care conducea autoturismul cu permisul suspendat. Pe strada Podișului a fost oprit în trafic un autoturism, stabilindu-se conducătorul acestuia figura cu permis de conducere în stare suspendată. Acesta a fost condus la sediul biroului UTR Iași pentru continuarea cercetărilor și de asemenea și acestuia a fost întocmit dosar penal conform articolului 335 din Codul Penal. Conducătorul auto spune că nu știa că permisul mai este suspendat. Vedeți că dacă v-ați urcat la volan având dreptul de conducere suspendat, asta înseamnă dosar penal. Asta înseamnă infracțiuni, domnul Luca. O să meargă, o să închidă mașina, dar să vină cei de la cu dragă. Eu pe șapte știu. Să meargă împreună cu mai. Și domnul Șoara. Suspendat. La fața locului a venit imediat un alt echipaj de la poliția rutieră. Tânărul a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ.